Salutare, oameni buni! Bine ați venit pe canalul Fane și Câinii! Suntem iarăși la Jănică! Jănică le-a pregătit mâncarea câinilor. Ia zi, Jeane, ce rețetă? O rețetă. Asta e o rețetă de bucătar șef, nu? Da, da. De la Bontea luată. De la Bontea luată, da. Da. E un orez făcut cu legume. Și cu de-astea de pui, cu spinări, de-aia ce am luat de la o de-asta. Deci consistență. Așa, să fie și proteine și grăsimi și... Dar să aibă și ceva, să aibă și carne, resturi de animale, că asta e câinele. Pe... Și granule le dai separat. Mai dau, când le schimb meniul, le dau... Ca să nu mai dau orez ăsta cu așa, numai orez, în zea mai care fierb oasele și cu legume, cu astea le bag mâncarea granulată. Am înțeles. Da. Da. Deci e super consistent ce ai tu aici. Adică e bine, ce pentru câini, pentru... Da, și asta e pentru doi câini, găleata asta. Pentru 10 kg. Deci 5 kg de câine. Cam așa ar veni, bine, că le mai dau și mai pe seară. Mi-a spus așa, mi-a șoptit o păsărică că vrei să-l pui pe murat să-l faci solid, super solid. Nu. Îi pun, și păsărica care ți-a șoptit. Da. Mi-a scăpat mie, am avut o colivie cu două păsărele. Deci nu e că vrea, dar câinele să mănânce cât e, adică să se facă cât este lui genetic, cât e potențialul. Potențialul, da. Am crezut că vrei să-l faci obez, obez. Obez îl fac pe la câinele ăla din Cotineață, care îl tai până în Crăciun, înțelegi? Da. Eu mănânc câine de la grohitor. Hai că am luat un suc să beau cu Jănică aici. Un giusto. Băi, Jănică, nu mai freca sucul ăla, că nu e lampa lui Aladin. Bine, am să frec mentă. Credeam că ți-ai luat lampa lui Aladin. Nu. Mamă, zici că e sânge de taur sucul ăsta. Ia să scoatem niște apă de aici de la Jean. Alba! Băi, rea e, băi, Jănică, e Alba! Ce se joacă, băi, Jeane, băi! Uite, știi ce bine prinde acum țarcul ăsta care l-am făcut și pentru oi și pentru câine? Să ține după ea așa, a? Să joacă, da, să hârjonesc așa. Câte mai aici Jănică, oițe? Am 14 oi și un berbec. Nu, 13 oi și un berbec, pardon. 13 oi și un berbec. Dar berbecul ăla de la Viorel e aici? Uite ăla, care stă cu capul în jos, nu știu dacă îl vezi. L-am tuns, acum e puțin mai diferit. L-ai tuns? E tuns de ceva timp, dar vreau să zic că îi crești. Am înțeles. Da.
Alba! Alba! Alba, hai să hai gura! Alba! Alba! Îmi place Jenica și de Murad. S-a mai întremat. Reu! Cum? Cred că arată destul de bine. Da, da, da. S-a refăcut, Murat, s-a refăcut bine. Niciodată nu o să pare pentru că e lung, e foarte lung. Asta îi dă impresia că e de-aia e slab, înțelegi? Da. O treabă, înțelegi? Da, da, da. Să-i fac unul alb. Îi faci poze? Nu, fac o mică filmare aici. Ia uite-o! Bravo, bravo! Hai, Murad! Băi, Murad s-a mai obișnuit cu mine așa! Da. Asta nu! Asta era tare! Gata, Jenica, le-ai dat mâncare! S-au săturat câinii, am văzut! Le-a dat destul de mult! Au și plătit, să știi! Au și plătit masa! Da! Da, bun! E bine, băi, Jenica. I-ai învățat bunele maniere. Da, le-a plăcut că ai venit. A zis, Stefane, te iubim. Te iubim și te clănțănim. Doamne ferește. Da, doamne. Lasă, Stefane, că ia pietre să-ți spun o chestie. Mușcătura de câine e cea mai sănătoasă. Mușcătura de câine e cea mai sănătoasă? Da, da. Că e de șobolan, scoate. Te-am închis aici, Jane. Hai de fi. Da? Da, vezi ce... Nici după aia.